Bună seara și bine v-am găsit la știri! Pentru început urmărim principalele evenimente ale zilei. Există riscul ca minerii și energeticienii din cadrul complexului energetic Hunedoara să rămână fără prime de Crăciun. Peste 200 de crescători de ovine din județul Hunedoara au protestat în fața Parlamentului. Asta în semn de nemulțumire față de legea care interzice deținerea a mai mult de 3 câini. O persoană și-a pierdut viața, iar alta a fost rănită după ce a suferit un accident rutier pe drumul Național 7, în dreptul localității Vețel. Minerii și energeticienii de la complexul energetic Hunedoara riscă să rămână fără primă de Crăciun din cauza bugetului mult prea mic al societății. În tot acest timp, Ortaci amenință cu proteste. Bugetul complexului energetic Hunedoara este insuficient, încasările societății sunt mult prea mici, iar momentan nu sunt bani pentru primele de Crăciun ale angajaților și chiar dacă sindicaliștii au solicitat de două ori conducerii societății începerea negocierilor menite să stabilească cuantumul primei de Crăciun, deocamdată încă nu s-a concretizat nimic. Nu am negociat încă prima de concediu. Avem două solicitări în acest sens către conducerea complexului energetic Hunedoara. Problema financiară, problema veniturilor pe care le poate realiza complexul energetic Hunedoara în următoarea perioadă de timp este una extrem de gravă, care la această dată nu poate suporta, din cunoștințele noastre, un adaug salarial pentru Crăciun. Faptul că nici acum, cu 9 zile înainte de sărbători, angajații cehi nu știu cât și dacă vor lua prima de Crăciun îi nemulțumește pe mineri. Ei sunt deciși să recurgă la gesturi extreme. Conform unor surse, în cursul acestei zile, ortacii din schimbul 2 de la mina Lonea au amenințat că dacă, până mâine la intrarea în șut, nu află nimic concret despre acest drept al lor, vor protesta. Dată fiind situația, aceste evenimente au fost luate în calcul și de conducerile sindicatelor, care se așteaptă oricând la proteste în masă. Da, este posibil ca aceștia să reacționeze prin metodele specifice zonei miniere, dar și energetice. Știm foarte bine, minerii ori nu intră, ori nu ies din mină, iar energeticienii trec pe trecerea de pietoni să blocheze drumul național. Peste 5.000 de crescători de ovine din toată țara au protestat astăzi în fața Parlamentului. Din județul Hunedoara au participat peste 200 de oieri, care au cerut abrogarea noilor norme care reglementează numărul câinilor la stâna de oi și perioada de prohibiție pentru pășunat. Mii de crescători de ovine din țară au scandat lozinci și au luat cu asalt curtea Parlamentului. Ei vor modificarea legii vânătorii și a fondului cinegetic. Protestul a fost organizat de mai multe asociații de crescători de animale din România. Potrivit modificărilor legislative promulgate recent de președintele Klaus Iohannis, ciobanii vor putea deține la șes un singur câine de pază la stână. Cei de la deal vor avea 2 câini, iar cei de la munte 3 câini. Legea prevede acum și amenzi de la 500 până la 1500 de lei. Oamenii sunt tare hotărâți, ce nu prea s-a întâmplat în ultimele timpuri. Și acum așteaptă, este o comisie înăuntru care discută cu reprezentanții parlamentarilor. Așteptăm să vedem cu ce rezultate vin puternicii noștri. Ca să spunem cu o aproximație foarte greu, dar eu zic că depășim 5.000. Oamenii au venit deocamdată, așa a fost strategia, să venim să manifestăm pașnic, deși puțin s-a forțat nota că s-a intrat în curtea Parlamentului, dar s-a intrat, stau oamenii liniștiți, nu e nicio problemă, scandează, cântă fanfare, nu e turbulență, dar fără animale. Asta este prima etapă. După sărbătorile de anul, stăm acasă liniștiți că sunt sărbători și trebuie să fim și noi în sânul familiei și să le petrecem cu liniște, cu bucurie. Mai greu dacă nu se rezolvă nimic cu legile astea. O să venim din nou și atunci o să venim cu câini, o să venim cu oi, o să venim cu animale să le arătăm ce vor ei să distrugă. Crescătorii de ovine au început protestul la orele dimineții și dacă răspunsul din partea legislativului nu va fi unul favorabil, aceștia spun că după sărbători își vor aduce animalele la București. Protestatarii au scandat lozinci precum hoții și mincinoșii și s-au îmbrăcat în cojoace tradiționale, aducând cu ei clopote și talânci. Potrivit protestatarilor, acest miting a fost unul pașnic, crescătorii de animale nefiind violenți. Cu toate acestea, în timpul protestului din curtea Parlamentului nu au lipsit incidentele dintre protestatari și jandarmi. Accident grav pe o șosea din județul Hunedoara ieri după masă. O persoană a decedat, iar o altă a ajuns la spital. La fața locului au fost prezenți și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, care au ajutat la scoaterea victimelor dintre fiare.
Viteza i-a fost fatală unui bărbat de 70 de ani din municipiul Hunedoara. Acesta a murit pe loc după ce mașina pe care o conducea a intrat în coliziune cu autocisternă ce se deplasa regulamentar. Drumul Național 7 a fost blocat pe ambele sensuri aproximativ 2 ore. S-a bătut pe sensul opus de circulație, acolo unde a intrat în coliziune cu autocisternă ce circula regulamentar. Din păcate, conducătorul auto 70 de ani și a pierdut viața în urma impactului, iar o pasageră din autocisternă a fost rănită și transportată la spital. În acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru ucidere din cursa respectivă de mare corporală din cursa urmând, dar se clarifica pe parcursul anchetei toate aspectele și de producerea acestui eveniment rutier. În cauza a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Persoanele cu venituri mici din municipiul Petroșani vor beneficia și în 2016 de scutiri de la plata taxelor și impozitelor. Ce categorii de beneficiari se mai încadrează în această situație, aflați în materialul următor. Primăria și Consiliul Local al municipiului Petroșani vine și anul viitor în sprijinul persoanelor cu venituri mici. În acest sens, primarul Tiberiu Iacob Driții a organizat o conferință de presă unde a prezentat totul cu lux de amănunte. Conferința de presă, după cum spunea edilul, a avut scopul ca toată lumea să afle dintr-o sursă autorizată care sunt categoriile de persoane ce vor beneficia de această scutire în anul 2016. Cei care au venituri de 700 de lei până la 700 de lei pe membru de familie. Și aici intervin o serie de, mă rog, condiționalități, așa cum le-am avut și până acum. O reducere cu 50% a impozitului pe teren pentru pensionarii al căror venituri mari pe membru de familie sunt de cel mult 700 de lei inclusiv și care au împrumutat de cel mult un hectar de teren. Așa a fost și înainte. Deci, aceasta este una dintre măsurile pe care le vom lua. Toate aceste lucruri se vor întâmpla da, și pentru ONG-uri, așa cum îmi spune domnul secretar, clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și clădirile utilizate de organizații non-profit, folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Deci și aceste clădiri vor fi scutite de taxa sau, mă rog, de impozitele aferente. În ceea ce privește ordonanța 44 pe 2015, este vorba despre scutirea pentru firme, da? În cazul obligațiilor plătite datorate bugetelor locale, prevederile prezente în ordonanța de urgență se aplică dacă Consiliul Local stabilește prin hotărâre aplicate acestor prevederi. În acest caz, anularea acestor datorii vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetelor locale. Deci e vorba despre această anulare a acestor majorări de întârziere de până la 73,3%. Măsura aplicată de administrația publică locală îi mulțumește pe cetățenii care, de la an la an, devin tot mai conștiincioși în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor către bugetul local. Unul dintre lucrurile care confirmă asta este procentul de încasare a taxelor și impozitelor, care în anul 2015 s-a ridicat la 91% pentru persoane fizice. În urmă cu câteva luni, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, a hotărât ca toate utilajele de dezăpezire să fie dotate cu GPS. Decizia a venit din dorința de a fi monitorizată activitatea acestora, însă anumite voci spun că investiția este mult prea mare. Când vine vorba de dotarea utilajelor de dezăpezire cu GPS-uri, lumea este reticentă și această reticență vine mai ales din partea firmelor specializate, care acționează în orașe mai mici. Motivul îl constituie costurile prea mari pentru achiziționarea acestor aparate, conducătorii firmelor amintite, considerând că monitorizarea se poate face și din teren. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian David, îi contrazice și infirmă faptul că aceste aparate ar fi așa de costisitoare. Nu este o cheltuială făcută din bani publici. Firmele care semnează contracte cu Consiliul Județean Hunedoara vor fi obligate să-și doteze mașinile și utilajele cu asemenea dispozitive. Iar dacă e o cheltuială prea mare, am înțeles că e cifrat undeva la 500 de euro această investiție, dacă este o cheltuială prea mare pentru o firmă, atunci este clar că și contractul cu Consiliul Județean este mult prea mult pentru asemenea societate comercială și o să reziliem. Până în acest moment au fost finalizate două licitații pentru noile contracte cadru, iar până la sfârșitul acestui an vor fi finalizate toate cele 5.
Cetățenii municipiului Vulcan au rămas fără termoficare astăzi. Care este cauza și cât timp este sistat agentul termic? Aflați în materialul următor. Nu mai au apă caldă și căldură din această dimineață de la ora 11. Vorbim despre cetățenii din municipiul Vulcan racordați la sistemul termoficare, care astăzi au fost lăsați fără agent termic. Cauza sistării o reprezintă pierderile de apă apărute pe racordul ce alimentează punctele termice 3, 6, 16A și 23 din Vulcan. Sistarea agentului termic va dura până mâine, 16 decembrie, orele 23. Reluarea furnizării agentului termic va fi efectuată după obținerea vizelor și autorizațiilor necesare. Finalizarea lucrărilor privind eliminarea pierderilor de apă, reluarea furnizării agentului termic vor fi comunicate în timp util de către conducerea complexului energetic Hunedoara. Un șofer din Timișoara s-a răsturnat cu mașina din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum. Centrurile de siguranță i-au salvat viața atât lui cât și fiului său, care era pasager. Bărbatul apoi și-a văzut fiul lovit de un alt autoturism. Acum tânărul se află la spital cu picioarele rupte. Ghinionul nu s-a oprit aici. Bărbatul și-a văzut fiul lovit de un alt autoturism. Acum tânărul zace pe un pat de spital cu picioarele rupte. Conducătorul auto mergea împreună cu fiul său de 18 ani spre Cenad. La un moment dat, dintr-o curbă, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe marginea drumului. Amândoi au scăpat nevătămați pentru că purtau centurile de siguranță. Au ieșit din autoturism, iar șoferul a scos triunghiul reflectorizant pe care l-a așezat pe șosea pentru a semnaliza accidentul. Cei doi au reușit să repună mașina pe roți cu ajutorul trecătorilor. Tânărul a mers să ia triunghiul din drum, moment în care șoferița l-a observat prea târziu. Femeia a făcut manevre disperate pentru a evita impactul, însă n-a reușit și l-a lovit pe tânăr, iar apoi pe tatăl acestuia. Femeia, la rândul ei, s-a răsturnat în șanțul de la marginea șoselei. Aceasta se afla în mașină cu fetița ei de 8 ani. Echipaje ale ambulanței, dar și polițiști au sosit la locul accidentului. Băiatul a fost transportat la spital cu picioarele rupte. Femeia și fiica acestea au scăpat de fere. Oamenii legii au început cercetările pentru a stabili cu precizie ce s-a întâmplat. Până în acest moment, șoferul a fost amendat pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum și au deschis dosar penal pentru vătămare din culpă în cazul șoferiței. Problemele orașelor din întreaga țară, dar și din Valea Jiului, au fost expuse la București în cadrul Consiliului Director al Orașelor. Primarii Păducel, Buhăescu și Dunca au participat și ei la această întâlnire. Problemele și nevoile pe care le are cel mai estic oraș al Văii Jiului, Petrila, au fost expuse la București în cadrul Consiliului Director al Orașelor din România, cel care a avut grijă ca acestea să ajungă la urechea noului vicepremier Vasile Dâncu. Este primarul orașului Ilie Păducel. Am participat la Consiliul Director al Asociației Orașelor din România, unde am avut posibilitatea și ne-am întâlnit cu vicepremierul Vasile Dâncu, care a participat la această întâlnire. Am ridicat mai mulți consilieri, mai mulți primari, problemele de interes comun, cu, în primul rând, modul de stabilirea criteriilor pentru sumele de echilibrare a bugetelor locale, de asemenea alte probleme care au fost sau sunt de interes local pentru fiecare primărie în parte. De departe, cea mai mare problemă a comunității locale este închiderea exploatării miniere Petrila. Situația acesteia a fost adusă în discuție în speranța că cealaltă mină rămasă în picioare, Lonea, va fi salvată într-un fel. Am fost de asemenea în audiență tot în una din zile, că două zile am stat la București, la actualul ministru al energiei, am prezentat problemele minei Lonea și mi-a promis domnul ministru că se va lua în considerare necesitatea angajării de tineri la mina Lonea, de aprovizionarea cu materiale și piese de schimb pentru mina Lonea, pentru că este singura care a mai rămas în orașul Petrila. La această întrunire a orașelor au participat și ceilalți primari din orașele Văii Jiului, Nicolae Dunca de la Ninoasa și Dănuț Buhăescu de la Uricani. Neatenția la volan a făcut din nou victime. De această dată, un bărbat de 48 de ani din Tismana s-a răsturnat cu mașina într-un șanț din zona Iezureni a municipiului Târgu Jiu. În urma impactului, doi pasageri au ajuns la unitatea de primiri urgențe. Accidentul s-a petrecut pe drumul național 66 între Târgu Jiu și Bumbejiu. Șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului după ce a încercat să se angajeze într-o depășire periculoasă. Încercând să evite impactul cu un alt autoturism ce venea din contrasens, șoferul a tras de volan răsturnându-se într-un șanț. Două persoane au fost rănite.
Le iau culerici și le punem în mișcare. La fața locului s-au deplasat echipaje de la ambulanță, poliție, dar și pompieri. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 48 de ani din orașul Tismana, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66, localitatea Bumbești-Jiu, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe fundul neadaptării vitezei într-o curbă. O ambulanță i-a preluat pe cei doi bărbați și i-a transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii au demarat o anchetă la fața locului pentru a descoperi cu exactitate cauzele producerii accidentului. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie au fost premiate astăzi de administrația publică din Petrila. Vârstnicii au primit diplome, flori și bani din partea primăriei pentru performanța familială la care au ajuns. 6 cupluri au sărbătorit nunta de aur la primăria orașului Petrila. Momentul aniversar organizat de primăria orașului a fost unul emoționant și plin de semnificații pentru cele 6 cupluri care au aniversat 50 de ani de căsnicie. În discursul său, rostit la începerea festivității de premiere a cuplurilor care sunt de jumătate de secol împreună, primarul orașului Petrila, Ilie Păducel, a adresat felicitări celor sărbătoriți, urându-le viață lungă și sănătate și le-a mulțumit pentru eforturile depuse de-a lungul vieții lor pentru dezvoltarea orașului. Acest eveniment este al treilea din acest an și le-am spus sărbătoriților că dânsii întregesc cifra de 750 de familii sărbătorite de primăria orașului Petrila și de mine ca primar. Nu am decât să vă spun cu maximă sinceritate că este o mare bucurie pentru mine că am acest prilej să am în fața mea și a noastră tuturor oameni de nădejde ai orașului Petrila care au contribuit și au făcut totul ce au putut ca să avem un oraș mai frumos, un oraș în dezvoltare, chiar dacă s-a închis și se închide mineritul, dar împreună am găsit și vom găsi soluții pentru dezvoltarea și creșterea gradului de civilizație în orașul Petrila. Sărbătoriții noștri de astăzi sunt oameni care lasă și au familii de nădejde și lasă în urma dumnealor, dar nu acum imediat, pentru că o să fie obligat să mai trăiască cel puțin 25-30 de ani de acum înainte fiecare, lasă oameni de nădejde ai societății noastre cu care orașul Petrila și noi ca primărie ne mândrim. Dați-mi voie în calitate de primar și în prezența presei să le urez tot ce este mai bun în această lume și fie ca bunul Dumnezeu să le ajute, să aibă bătrânețe liniștite alături de familiile și cei dragi și apropiați, sărbători fericite și un sincer și călduros la mulți ani. Administrația din Petrila și-a menținut acest frumos obicei dedicat familiilor de aur și în acest an oferindu-le celor 6 cupluri diplome și o sumă de bani. Au primit fiecare familie o șampanie, o ciocolată, o diplomă, o felicitare din partea primarului, un calendar și suma de 5 milioane. Au trecut prin multe să ajungă la 50 de ani de căsătorie, iar poveștile lor ar fi interminabile. Sunt optimiști în ceea ce privește tineretul din ziua de azi, ba chiar îi încurajează pe tinerii proaspăt căsătoriți să fie răbdători și înțelegători. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-a dat zile, ne-a dat posibilitatea să trăim alături, respect și încredere unul în altul. Multă sănătate, să crească sănător, să trăiască frumos, să ne urmeze ca ani exemplu și să depășească dacă se poate. Cu înțelegere, cu răbdare și cu muncă. Ce le spuneți tinerilor? Să fie înțelegători, să muncească, numai așa se poate ajunge la, cum să zicem, să menții o familie. În cadrul festivității de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, elevii de la școala gimnazială numărul 2 din Petrila au ținut un scurt concert de colinde.
Amplă desfășurare de forțe pentru prinderea celui mai căutat hoț din Timișoara. Acesta este bănuit de numeroase spargeri, furturi și incendiari de mașini în mai multe locuri din județ. Făptașul este de negăsit, însă oamenii legii spun că e doar o chestiune de timp până ce acesta va răspunde în fața legii pentru faptele sale. Acesta a furase o mașină din comuna Peciu Nou la sfârșitul săptămânii trecute. Autoturismul a fost urmărit de oamenii legii care aveau informații că hoțul s-ar îndrepta spre Gearmata. Speriat, bărbatul a încercat să scape de cei aflați pe urmele lui și a călcat pedala de accelerație. Ulterior, acesta a abandonat mașina pe un câmp. Polițiștii bănuiau că vinovatul se pregătea să-i dea foc mașinii, așa cum mai obișnuia să facă și înainte, doar că acesta a rupt-o la fugă. Ore întregi l-au căutat oamenii legii pe câmpurile din vecinătatea comunei Gearmata în încercarea de a-i da de urmă, dar se pare că l-a înghițit pământul. Bărbatul este acuzat că a dat zeci de spargeri și a incendiat mai multe mașini în diferite locuri din Timiș. În Peciu Nou, zilele trecute a spart un bar și două case și a furat un autoturism. Acolo ar fi ajuns cu o altă mașină pe care o furase din comuna Giroc. Imediat după ce a dat loviturile în Peciu, a incendiat autoturismul cu care venise, apoi a fugit cu mașina cea nouă spre Diniaș, unde a jefuit o locuință. Oamenii legii spun că e o chestiune de timp până când îl vor prinde pe fugar și vor cere socoteală pentru multitudinea infracțiunilor. În continuare aflăm evoluția cursului valutar la principale case de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine 16 decembrie un curs al euro de 4 lei și 50 de bani, al dolarului american de 4 lei și 8 bani, iar lira sterlin a fost cotată la 6 lei și 19 bani. La Casa de Schimb Valutar Giul Exchange SRL, cursul euro este la cumpărare de 4 lei și 39 de bani, iar la vânzare de 4 lei și 43 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4 lei și 8 bani și se vinde cu 4 lei și 16 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6 lei și 20 de bani, iar la vânzare de 6 lei și 27 de bani. Urmează informațiile despre vreme. Mâine vremea va fi închisă, iar local se vor semna la precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de nisoare la munte în regiunile nordice și nordestice, mixte în Transilvania și ploi în rest. Vântul va sufla moderat în sud-est și pe crestele montane și slab în celelalte zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 6 grade, iar cele minime între minus 8 și 1 grad. Dimineața și noaptea în zonele joase vor fi condiții de ceață și polei. Astfel vom avea parte de 4 grade în Deva și Caransebeș, 5 în Târgu Jiu și Alba Iulia, iar în Timișoara și Arad maxima va fi de 6 grade Celsius. Atât pentru astăzi, la revedere! Acestea au fost știrile până mâine la o nouă ediție a buletinului de știri Info Capital. Vă doresc să aveți parte de o seară bună!